Un lucru care mulți poate nu îl știu este, dacă ai uitat la credința lui Newton, este că Newton era considerat un geniu, dar cu toate acestea el credea că Biblia, în mod literal, dar în același timp avea o perspectivă care mulți ar considera o ariană. Deci el avea perspectivă foarte similară cu socianiștii sau creștinii non-trinitarieni, iar dacă nu ați auzit de creștini non-trinitarieni, căutați de Biserica Unitariană din Transilvania, de la noi. Deci sunt creștini care nu cred că Isus este Dumnezeu. Deci poți să crezi că este așa sau nu, dar acestea sunt pozițiile lui Newton. Și de ce îl folosesc pe Newton ca și analogie este că mi s-a dat critica că, uite, Stephen Meyer este practic un geniu, are atât de multe diplome și cu toate acestea, cine sunt eu să-l critic? Practic un fel de Iov, numai că Meyer e văzut ca un Dumnezeu al acelor apologeți. Și problema care o avem criticatul este că s-ar putea să fii de acord pe 1, 2, 3 poziții cu Newton, dar cu toate acestea să-ți dai seama că impactul lui Newton față de subiect este minimal în cel mai bun caz. Și aceasta subliniez, căutați la pagina de perspectivele lui Newton religioase și acest lucru este în absolut echivalent cât te uiți pe CV-ul lui Meyer. Deci în CV-ul lui Meyer, cum spuneam, nu are calificările necesare, cel puțin în anumite discuții care le are. Și aceasta este pentru că am citit, cel puțin în titluri, și recunosc că nu am să citesc toate cărțile. Pentru că dacă este cineva care a citit măcar una care să dovedească punctul care l-am afirmat, poate să-mi citeze, pentru că nu vreau să mint. Dar în realitate, Meyer nu a scris, din câte înțeleg eu, nimic pe subiectul care l-am criticat. Dar acest argument cu Meyer îl văd eronat și sub un alt aspect. Dar haideți să mergem primul aspect care cred eu că este important. Este că mulți care cred eu că acceptă proiectant inteligent este că ei cred că este diferit de creaționist. Eu nu-l văd diferit de creaționist. Dar un lucru care îl văd mult mai interesant este că Meyer, chiar pe pagina lui, spune de patru perspective sub care creștinii pot să facă pace cu Biblia. Deci una este Young Earth Creationist, de aștia Ken Ham, aștia cu Answers in Genesis. Aceea ridicol că așa a făcut o arcă în Kentucky, dacă nu mă înșel. Apoi Hugh Ross cu Old Earth Creationism, ceva genul cu ere. Apoi este Proiectant Inteligent și Evolutionary Creation. Și cel puțin Evolutionary Creation, știu că aceasta era perspectiva foarte apropiată cu a mea și aceasta este de un doctor care în fapt are diplome și calificare în fizică și astronomie, între altele, la Calvin University. Deci, cu aceeași merge cu încredere că ea are o perspectivă educată în subiectul astronomiei, de exemplu. Și ce comentează ea despre astronomie, să fie cel puțin rezonabil și teologic cât de cât compatibile. În același fel, nu există calificările astea la Meyer. Deci, indiferent că cum dregi busiocul. Dar am să merg un pas înapoi sau înainte, cum vrei să o iei, și haide să spunem că Meyer știe despre genetică computațională, despre lucrurile care le-am criticat, știe despre era dinainte de Cambrian, și nu mai știu ce alte greșeli am făcut, dar hai să zicem acestea două. Și le știe atât de bine încât știe că este o diferență minimală între ce era înainte de Cambrian și Cambrian. Sau știe că era ce puțin se putea calcula, dar el spune cum nu s-ar fi putut calcula. Aceasta doar ca să distragă discuția. Asta îmi spune că oamenii care pun acest argument vor să spună, uite, Meyer, pentru că are titlurile astea, pur și simplu te minte pe față. Și sunt de acord și cu această interpretare, dar nu cred că acolo s-a gândit apologetul care
îl apără pe Maier. Și asta face după mine mult mai perversă critica care cred eu că o pune un astfel de apologet al lui Maier. Dar dacă renunțăm și la acești doi pași, că poate este confuz, poate nu minte, este un geniu, de ce poți să critici tu X, Ciprian, cineva doar cu facultate, pe cineva care este un PhD? Și, bineînțeles, prima problemă care o aveam este că, deși eu am doar facultate și nu zic, eu am o facultate mai apropiată de domeniul geneticii computaționale. De ce? Pentru că este computer science. Deci, chiar numai asta este important. Faptul că el este doctor în filozofia științei, desigur, dacă eu aș comenta în filozofia științei, putem să discutăm, calificarea mea este mult mai irelevantă. Dar dacă nu suntem pe aceeași pagină, cel puțin trebuie să înțelegem că subiectele sunt mai apropiate. Dar și să luăm ceva complet neutru, de genul, este o eră înainte de Cambrian. Argumentul este mult mai simplu unde cred eu că am dreptate. Poți să cauți, sunt ere înainte de Cambrian și ce s-a descoperit acolo. Și te poți uita în lucrările științifice și vezi că în acea eră din Cambrian lucrurile arătau așa și înainte lucrurile arătau cât de cât mai similar decât le prezenta Mayer. Și asta o spun experții mai experți decât Mayer în calificările lor. Deci Mayer greșește. Similar, dacă Mayer spune nu se poate cu un mecanism să se obțină o proteină nouă. Și deși Mayer poate are dreptate în ceea ce citează el, dacă te uiți tot la fel la experți care se uită la mecanisme cum se fac noi proteine și văd 20 de mecanisme și fiecare mecanism este relativ probabil, pentru că cel puțin, cum ziceam, în fiecare generație apar mutații. Deci în câteva generații poate să apară o proteină nouă. Și să fim absolut clari, acestea o spun experții mai experți decât Mayer. Eu tot ce fac, sunt mesagerul sau reporterul care spun, măi, Mayer 1 nu este calificat în ceea ce își scrie el, că este el calificat. Pot să mă uit în ce este el calificat și respectiv ceea ce vorbește și respectiv pot să mă uit ce spun experții, mai experți decât Mayer, și să văd această discrepanță. Iar dacă acesta este doar o acuză că uite X are facultate și Y nu are facultate sau are doctorat și celălalt nu are doctorat, asta înseamnă că voi urmați orice spune cineva de doctorat. Ce faceți dacă doctoratul acesta este un fals? Cum nu odată au fost prinși apologeți cu astfel de poziții? Ce faceți dacă doctoratul este în ceva complet irelevant? De genul Pustan, dacă nu mă înșel, are un doctorat în psihologie și unul în teologie și el comentează câteodată despre biologie. Mergeți la el când este o problemă medicală? Doar este doctor? Sau cum gândiți asta? Deci, pur și simplu, gândiți-vă ceea ce afirmați, că tot de unde sunt, văd că îl puneți mai prin apologetica voastră într-o groapă mai adâncă decât este. Rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!